Cătălin! Bună, bună dimineața! Trebuie să spun că ești pe o listă foarte scurtă în gașca noastră. Știi că la evenimente te vezi cu tot felul de oameni. Cunoscuți, necunoscuți, foarte cunoscuți. Pe unii nu-i suporți, pe alții eviți. Nu am asta. Noi avem. Ești pe lista scurtă pentru că de fiecare dată când te vede omul undeva, atrage, ai un magnet. Adică și zâmbești tot timpul. Păi, e firesc să fie așa, să zâmbești, pentru că sunt un tip foarte optimist, foarte pozitiv. Las deoparte ce spuneai tu, oamenii care nu mă iubesc. Eu am o chestie, știi, cine mă iubește mă cumpără, cine nu mă vinde. Corect. Nu mă interesează dacă sunt iubit sau nu. Important pentru mine este să știu că sunt un exemplu pozitiv, sunt un exemplu care întotdeauna este copiat și vreau să fiu copiat într-un mod ok. Tocmai de aceea, așa cum spui tu, sunt impecabil, mă port frumos cu oamenii, cu fanii mei, pentru că datorită fanilor și consumatorilor de modă, Cătălin Botezat, eu exist, așa am ajuns unde am ajuns și atunci sunt un om foarte ok. Și am magnetismul ăsta pentru că știu să mă port cu oamenii, nu sunt stafițos, să nu stau la poze, să mă retrag, să fug, să... Da, avem destul în România. Hai să mergem un pic înapoi, că ești un tip tot timpul pus la punct. Aproape deranjant uneori, da. Dacă dai de botezatul la câte un eveniment, te uiți la sacoul tău și ia uite, iar am greșit. Nu, hai să nu. Mergem un pic înapoi. Datorezi cuiva grija asta pentru tine? Adică din familie, din casă, dintre prieteni, din mediul în care ai trăit când erai tânăr? Mamei mele, în primul rând, pentru că nu știu dacă mai ții tu minte, pe vreme erau acele reviste Neckermann, Otto, Quelle. Da. Quelle și aveam o prietenă în Germania și mama avea o prietenă și efectiv ne trimitea catalogele și de acolo mama îmi comanda haine. Ai să râzi, atunci mă gândeam, sunt îmbrăcat pe Neckermann, pe Quelle, bla, bla, bla. Am avut un vis care s-a realizat, pentru că atunci când am devenit designer, long time ago, bineînțeles, că acum nu știu dacă mai există aceste reviste, am fost creatorul pentru 8 luni al celebrului catalog Otto și Quelle. Ai avut tu ținute în Otto? Da, și m-am vândut într-o perioadă lungă în peste 22 de țări. Adică colecțiile mele s-au vândut în peste 22 de țări. Deci ai închis cercul, cum se zice. Da, nu mi-am imaginat. Cum, de exemplu, o altă chestie faină, spun așa pe scurt, pe repede înainte, o priveam pe doamna, diva muzicii românești, Angela Simina, și la fel spuneam, doamne, cât de frumos e îmbrăcată, cu mama mai ales, da. Spunea cât de frumos e îmbrăcată. Ei bine, a trecut timpul, am devenit designer, în primul rând am jucat în câteva din videoclipurile ei, da. După care am devenit designer și am făcut foarte multe rochii. A zis eu Angela Simina? A zis eu Zânsei. Dar nu întâmplător am spus, pentru că este și ziua ei și este la mulți ani și, repet, mic mă uitam la ea ca, așa, ca la un soare, din toate punctele de vedere, și am ajuns să fiu designer, să o îmbrac și să realizez ținutele. Unul din oamenii care m-au intimidat. Deci când am intrat în aceeași încăpere cu Angela Simina, mi se părea că sunt cu profa de muzică în aceeași încăpere, cu profa de dicție. Nu... Dar eu când am făcut Să mor din dragoste rănită sau Evanghelina în rolul principal în clipul respectiv, îți dai seama cum eram când bătea inima ca la un puric, eram și o adolescent. Ea este o femeie frumoasă și era o femeie frumoasă și atunci și acum. Radiază, ea radiază tot timpul. Doamne, frumusețe. Este ceva, wow. Hai să mergem tot înapoi. La noi se uită foarte mulți părinți și aș vrea să inspirăm un pic. Când te-a găsit cineva sau a pus ochii pe tine, că n-aveai tu cum să zici de la tine, eu cred că sunt frumos, o să apar pe... Dacă spun cine a pus ochii pe mine, o să râd. Și cum am ajuns, eu am dat la IATC, pentru că deși am făcut un liceu de matematică fizică, secție matematică fizică, și tatăl meu și mama vreau să merg la... Am mers, de fapt, la energetică, să ajung la reactorul nuclear. Să ajungi și tu cineva. Nu, să ajung la reactorul nuclear din Canada, vreau să fug din țară, așa vreau ai mei, să nu mai stau aici. Eu eram cu teatru și am dat la teatru, contrar tuturor voințelor și așa, am bulversat toată familia. M-am dus la IATC pentru că vreau să mă fac actor. O prostie din punctul meu de vedere acum. Și acolo am cunoscut-o pe Bianca Brad. Datorită ei sunt ceea ce sunt. Bianca Brad. Da, ea m-a inspirat pentru că am dat de trei ori la IATC, am picat și primul sub linie, erau doar trei locuri atunci, atenție. Opa. Cum se spune? Ai consumat? Nu, m-am consumat. Am făcut meditații cu Micheta Juvara, cu Florin Piersică. Am zis, domnule, trebuie să iau. Nu luam, erau și alte, eu știu, poate poezie. Interese.
Intra cine trebuia pe vremea aia, nu mai contează. Dar cel mai mare plus a fost că am cunoscut-o pe Bianca Brad, m-am și îndrăgostit de ea, pentru că o femeie, și era o femeie frumoasă. Printre altele mi-a spus, uite, trebuie să, dacă vrei, arăți bine, nu știu ce, poți să te angajezi. Era Luca și ca model la Apaca. Și a zis, sunt niște locuri care s-au ridicat, că pe vremea aia foarte mulți manechini fugeau afară așa, pe bandă rulantă. Da. Și m-am dus acolo, am dat un examen care a durat o lună, mai rău ca la facultate și ca la orice alt examen. Okay. Și l-am luat și de acolo a început nebunia. Tare. Primii bani făcuți? Din modeling, bănuiesc. Din modeling făcuți, da, pentru asta era, gândește-te că... Ce ți-ai luat? Ce ți luai? Păi pe vremea aceea, dacă aveai o deplasare la Moscova, opa, puteți să te întorci cu contravalorarea unei dacii. Da, știu. Bun, dar aveai voie mai mult încolo, dincolo n-aveai ba voie. Da, nu, mergeam în... Puteați ieși și spre Germania, vest? Paris, a, Leipzig. Pentru că noi cu Apaca făceam treabă. Da, mergeam, aveam contractări, acolo aveam prezentări de modă, dar și tocmai de aceea foarte mulți rămâneau când mergeau spre vest, foarte mulți manechini și manechine rămâneau acolo. Mi se pare foarte tare. Dacă ar fi să dai un sfat unui băiat de 35-40 de ani, care urmează să treacă de pragul 40, la ce ar trebui să aibă grijă ca să se țină bine, să nu se piardă pe el? Eu să știi că toată lumea mă întreabă, fac sport? Nu mai fac, mai ales că am avut probleme de sănătate. Eu cred că orice bărbat trebuie să se îngrijească puțin, trebuie să aibă grijă de el, să țină oricum de atitudine, că dacă nu ai atitudine și nu ești din stat făcut așa, poți să faci orice, să-i dai tot felul de sfaturi. Dar un băiat de 30-40 de ani trebuie să, în primul rând, să știe că trebuie să aibă un business puternic ca să poată să se întrețină pe el, să întrețină familia, asta e cea mai importantă în momentul de astăzi, și doi, să deschidă mai multe gate-uri în ceea ce privesc business-urile. Pentru că foarte mulți se duc, fac doar aia și asta e. Nu, pentru că ai văzut ce se întâmplă, cade economia, cade aia și atunci trebuie să ai mai multe variante de câștig. Vorbim din punct de vedere economic. Din punct de vedere fizic, Fiecare se ține cum vrea, cum, dar fără exagerări. Fără exagerări, dar să nu stăm mai mult în saloanele de înfrumusețare decât femeile. De ce dar... se zice că pe ce pune Cătălin Botezatul mâna face bani? Păi, pentru că așa am fost făcut, nu știu, vreau de mine, poate. Nu-mi dau seama. Ești genul care face calcule cu pixul sau uneori te și arunci? Nu. Fac calcule cu pixul de când mă știu, pentru că asta am învățat de la mama mea și mă arunc atunci să cheltuie, atunci când știu că după ce am făcut calculul cu pixul pot să cheltuie o anumită sumă de bani, mai mică sau mai mare. Sunt foarte calculat, ca să nu spun econom, indiferent cât de mulți bani am, știu exact unde să-i direcționez, unde să-i plasez, să se mulțească în timp, iar ce rămâne să trăiesc viața, pentru că este cea mai importantă. Tu chiar ce o trăiești? La maxim. Am văzut. La maxim. Dar Cătălin Botezatul și-a cumpărat prostii de-a lungul timpului. Da, normal, cum? Dă-mi exemple, lucruri pe păi care... depinde ce prostii am voie să spun la ora. Nu, de exemplu, o mașină prea portocalie pe care ți-ai dat seama că nu o vrei. Nu, penibil nu sunt. Nu, deci nu te-ai dus în zone din astea. Nu, bro. Sau, nu știu, de fine, o pereche de ceva ce n-ai purtat decât o dată. Sau scapi în... Majoritatea lucrurilor pe care le am în mare parte, 80% le port doar o dată, pentru că am și hater de genul ăsta. Iar te-ai îmbrăcat cu asta, iar te... Bine, nu-mi pasă, da, că asta ar fi o aberație, dar... Am luat foarte multe lucruri care nu că sunt cu etichetă, nu le-am îmbrăcat deloc. Deloc. Am înțeles. Multe, da. Să știi că am un imobil care se numește Casa Dulap. A fost la un început o casă frumoasă cu șemineu, s-a transformat într-o casă numai cu ștendere și numai cu haine. Ok. Deci ai un dressing, ai o casă. Da. Și în o altă casă în care locuiesc, în care inițial la fel, a fost o casă frumoasă cu vedere spre lac. Era cum este o casă tot așa plină de ștendere, pe toate canapele cu maldere de haine. Femeia de serviciu se sinucide când vine la mine acasă și tot timpul vrea să-și dea demisia. Adică e ok. Trebuie să lucrăm la treaba asta, că nu știi când apare documentarul Cătălin Botezatul. Da. Vreun Netflix ceva. Hai să fac un muzeu cu haine. Un pic de curățenie. Hai să mergem cu gândul un pic înainte. Vine vara aia cu vacanțe. Care vacanțe? Nu. Hai, te rog. Nu, am niște proiecte foarte mari. Dar vacanțe tocmai în decembrie și spun și ajungem și la vacanțe. Proiectele mari pe care le am încep imediat, chiar în luna august, la început, între 2 și 4 august, într-o țară a minunilor, aș putea să spun, unde? Wonderland, la Cluj,
2-4 august sunt imaginea acestui festival, unde se întâmplă lucruri care nu s-au întâmplat niciodată în România, în Cluj. Pentru Clujul știi că face lucruri faine. Da. Și atunci, am zis chiar fain, uite, vezi, acolo, pe lângă faptul că vor fi baloane de aer, totul este un family fest care, în care toată lumea se va regăsi, de la copii mici, al tău și e foarte simpatic. Mulțumesc! E super, vă urmăresc să vă gândim acolo. Până la oameni mari, pentru că sunt, eu știu, zile în care va fi numai muzică, DJ-ală, foarte mulți interpreți din români, foarte multe vedete din România care vor performa acolo. Am și o prezentare de modă, Cătălin Botezatu, cu alte două personaje. Cred că sunt de la voi, de la antenă. Voi deschide acest festival. Mulți de la Smiley. Deci ai treabă în august la Cluj și în general și vara, nu stai. Acolo nu stai. Găsim, pentru că, repet, acolo mă întâlnesc cu toți prietenii și în prima parte, că sunt multe zile, săptămână, până la Antold, unde mă mut la Antold, pe urmă. Opa! Păi dacă... Și acolo reprezint așa ușoară imagine a sponsorului general, n-am să spun. Și Antoldului și trebuie să fiu acolo. Uneori îmi place, uneori nu. Dar să știi că în ultimul an a fost top. Și până urmă va urma pregătirea colecțiilor de New York și de Paris. Pentru că în toamnă, în septembrie, am New York Fashion Week. Imediat după New York plec direct de la New York la Paris, la Paris Fashion Week, unde avem și prezentare de modă și târg, adică în celebrul hotel Ritz vor veni buyerii pentru a face buying. Apoi o prezentare mare în Grecia. Sper să fie acolo unde am vorbit cu organizatorul, în Acropole, chiar în Acropole, pentru că s-a deschis un amfiteatru superb care a fost închis. Și se poate face asta? Da, pentru am mai făcut la Acropole în față. Okay. Acum vreau să facem în, mă rog. Și apoi după asta, un mare, mare show unde vor fi în jur de 900 de influenceri importanți din toată lumea, adevărați, nu ca ai noștri. Păi da, asta e ce vrei să spun. Ok. În Cipru, la Limassol. Abia aștept să văd. După cum vedeți, Cătălin Botezatu a venit să ne spună că el nu stă. Mie vine să-mi iau pastilele. Eu mi-am luat înainte. Mă înțeapă și aici, și aici. Dar mai stai, domne, acasă.